Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Sandu Scobiuala, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Prima tranșă din acordul de 100 de milioane de euro deblocată de România. Banii vor veni pentru microbuze școlare și pentru investiții în lucrările de alimentare cu apă. Încă 7 state, inclusiv Ucraina, se alătură sancțiunilor UE impuse persoanelor bănuite de destabilizarea situației din Republica Moldova. Arcașul Dan Olaru este primul sportiv moldovean care s-a calificat la cea mai cunoscută și importantă competiție sportivă mondială, Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Prima tranșă din acordul de 100 de milioane de euro pe care îl are Republica Moldova cu România va fi deblocată astăzi, 30 iunie. Anunțul a fost făcut de către premierul de la București, Marcel Ciolacu. Deblocăm astăzi și prima tranșă din acordul de 100 de milioane de euro pe care îl avem cu Republica Moldova. Banii se duc pentru microbuze școlare și pentru investiții în lucrările de alimentare cu apă. La mai multe localități din Republica Moldova. Anterior, România preconiza să livreze Republicii Moldova până la finalul anului o primă tranșă de 25 de milioane de euro sub formă de granturi din pachetul de asistență de 100 de milioane de euro, potrivit ministrului de externe de atunci, Bogdan Aurescu. Pe 11 februarie anul trecut a fost semnat acordul privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară dintre Moldova și România. Potrivit acordului, 100 de milioane de euro vor fi alocați de guvernul de la București în calitate de asistență nerambursabilă pe parcursul unei perioade de 7 ani. Potrivit acordului, Republica Moldova trebuie să vină cu o contribuție financiară nu mai mică de 5% din cheltuielile fiecărui proiect. Republica Moldova are 6 diplomați în Federația Rusă, în timp ce Kremlinul are 40 de diplomați la Chișinău. Astfel, autoritățile iau în calcul reducerea numărului diplomaților ruși din Republica Moldova. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, se fac evaluări la nivelul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, iar la finalizarea lor se vor discuta propuneri concrete. Vocea Basarabiei a întrebat locuitorii capitalei ce părere au față de intenția de a reduce numărul diplomaților ruși acreditați la noi. Foarte pozitiv și să fiu chiar foarte bucuros. Nu putem critica viziunea celor care decid astfel de momente, ori cred că se fac aceste decizii în dependență de anumite situații. De ce este mult puțin, este corect sau incorrect, e o decizie a persoanelor de la conducere care le aparține. Ceva de Splahova? Просто они хотят в Европу. Они вообще хотят против России все. И что, из-за этого... Из-за этого они хотят снизить число дипломатов? Я думаю, что из-за этого. Позитивно. Примут. Да, ну, кредит. Это сами, что есть пункт 500 людьми, а около еще 200 людьми, где... Ну, где русские, что-то ценят. 40 дипломатов рушества, и тело 200, 504, говорит, 5. Cum credeți că reducerea lor n-ar afecta atunci relațiile între aceste două țări? Desigur, politica rusească n-a să fie de acord. Ei, oricum, dacă sunt atâția, poate probabil și a noștri au fost cândva mai mulți la Moscova. Acum poate s-o redusă din cauza că poate avem direcția spre UE și din motivul dat, poate a noștri sunt mai mulți deja în țările europene. Deja în Rusia nu mai sunt atâția cât au fost până acum. Cred că asta ar fi un moment. Cum credeți, cu ce se ocupă atâția diplomați ruși aici în Chișinău? Lucru. Altceva. Au ceva, cred că, de lucru aici în Moldova, dacă sunt aici. Politica lor internă a Rusiei, mai mult, eu socot. Aici ar trebui maximum 25 până la 30. Я думаю, занимается насчет русских, кто русскоязычных, может, кто хочет уехать отсюда. Делать, думаю, больше помощи. Плюс всякие вопросы возникают, знаешь, кто имеет российское тут гражданство, что. Я думаю, что вот для этого. Пропаганда, пропаганда, шинкодата пропаганда. Дух
propagandă războiul și politica asta și rusificarea asta completă apără drepturile Rusiei care, și rușilor de aici care nu sunt încălcate absolut deloc. Vorbesc cum le vor rusește, fac ce vor rusește. Iată asta ce pot spune eu. Fiind întrebați de ce Moscova nu este mulțumită de intenția Chișinăului de a reduce corpul diplomatic din Republica Moldova, cetățenii au avut păreri împărțite. Cred că cei de la Moscova nu au decât critici. Ori decizia guvernării de la Chișinău este, le aparține și ei au dreptul la această decizie. Наша правительство пытается в Европу идти. И плюс про хочет продвинуть сюда блок НАТО, плюс заехало это оружие все сюда, и оно ж так и не выехало. Естественно, не опасается. Pentru că noi președintele nu vrea cu Rusia să se apropie de deș. Iaca DC. Pentru că mai puțin șpion de lor. O să fie aici și mai puțin o să propage propaganda asta, că lor îi trebuie, pleacă și în Transnistria, pleacă și la sud acolo, fac zarvă și dacă care e problema. Potrivit șefului oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat Ion Ciumac, în ceea ce privește diplomația între Republica Moldova și Federația Rusă, trebuie să existe o balanță și o echitate. Și dat să punem în capul mesei principiul echității. Pentru că nu sunt, să zicem, peste 50% cetățeni ai Federației Rusie pe teritoriul Republicii Moldova care să fie reprezentativ și respectiv să fie necesar un asemenea număr de reprezentanți diplomatici. Ei consideră că sunt foarte mulți cetățeni ruși aici și de aceea corpul lor necesită acest număr de diplomați. Bine, dar asta ei zic, dar statistica ne arată contrariu și respectiv dați să fim echitabili. Zilele trecute, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că numărul actual al angajaților ambasadei Rusiei de la Chișinău este unul absolut justificat. De cealaltă parte, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a scris că relațiile moldoruse sunt afectate considerabil ca urmare a declanșării agresiunii militare împotriva Ucrainei, iar autoritățile moldovenești rămân hotărâte de a contracara acțiunile destabilizatoare ale Federației Ruse. Marina Tauber rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Joi a avut loc prima ședință preliminară în cadrul cauzei penale de învinuire a Marinei Tauber și partidului Șor pe 4 capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Procurorii au constatat că Marina Tauber, care a candidat din partea partidului Șor la funcția de primar al municipiului Bălți, în campania electorală din 21 noiembrie 2021, acționând în coordonare cu grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, ar fi recepționat de la acesta bani în sumă de peste 9 milioane de lei. Marina Tauber pledează nevinovată. La alegerile locale și parlamentare din Republica Moldova, Federația Rusă mizează pe blocul Șor. Este părerea lui Ruslan Șefcenco, doctor în istorie. Autoritățile trebuie să fie foarte atente cu acest partid, să lucreze pentru a scoate de pe scena politică persoanele influente și ca alte formațiuni politice care vor apărea în locul partidului Șor să obțină procent cât mai mic la alegerile care ne așteaptă, susține Șefcenco. Ei au înțeles că chiar și cu închiderea deci, partidului Șor apar noi posibilități. În primul rând se formează blocul Șor, în al doilea rând există partidul Renașterii, Văzrăjdenie. La dânsii în prezent există o singură problemă, ei nu au un lider concret așa cum era Dodon la Suceliș, dar în scurt timp putem spune că ei se vor clarifica și cu liderul, vor înainta o persoană cât de cât cunoscută în popor și o să vedem cum Văzrăjdenie devine liderul grupării politice așa cum a fost cu socialiștii în 13-14 după dispariția comuniștilor. Referindu-se la portretul robot al electoratului pe care mizează politicianul fugar condamnat la 15 ani de închisoare, Ilan Șor, Ruslan Șefcenco a menționat următoarele. Din păcate, în mare parte, majoritatea sunt anume mâncurți moldoveni, proruși care sunt fideli cu trupul și sufletul rușilor și, în al doilea rând, de rușii care nu a lăsat deci, ideea sa de a păstra Moldova în sfera informațională, politică și militară a sferei de influență a Rusiei. Parcursul european al Republicii Moldova poate fi deturnat și nu neapărat prin metode militare, ci prin propaganda masivă a Federației Ruse pe toate căile posibile, susține doctorul în istorie.
Atunci când noi vorbim că cursul pro-european poate fi oprit numai prin ofensiva trupelor ruse, asta e o mare greșeală. Nu doar prin trupele ruse, prin apariția lor pe malul Nistrului, nici pe departe. Prin propaganda serviciilor mass-media pro-ruse, prin discreditarea cursului pro-european. Deținătorii de patente au avut astăzi discuții cu ministrul economiei Dumitru Alaiba. Aceștia susțin că negocierile nu au avut rezultate, iar săptămâna viitoare urmează proteste. Aparatul de casă este ceva normal într-o țară civilizată, iar consumatorii au dreptul la un bon de casă, spune ministrul Alaiba. Manifestanții susțin că sub pretextul aparatelor de casă se impune monopol. Lumea este foarte frustrată, supărată, nemulțumită de acțiunile guvernării. Ministerul Economiei dă vina în țara aceasta pe titulare de patent, că ei se ocupă de evaziune fiscală și așa mai departe. Rezultate nu sunt, colegii spun că or să iasă la meeting. Eu i-am spus domnului ministru că nu chem pe nimeni nicăieri, nici la proteste, nici la acțiuni de protest, nici la nimic, dar lumea este foarte nemulțumită, lumea este gata să iasă în stradă. Sub pretextul aparatelor de casă, care încă se experimentează, încă nu e finisată această lege până la capăt, ei totuși ne impun cu bâta o reformă care o numesc curajoasă, dar de fapt este o reformă cu bâta și noi, practic de mâine, suntem impuși de această guvernare de a ieși în stradă, fiindcă fiecare șef de piață din Republica Moldova a primit prin poșta electronică, au primit avertizări, mesaje că dacă vom fi primiți de mâine 1 iulie în piețe să activăm, se primește deja ilegal. Noi spunem jos mâna de patentă, jos ministru Alaiba, un ministru incompetent care iubește doar să fie ascultat, dar nu iubește să audă pe cineva. Din 40.000 care am fost, a rămas 4.000. La Rășcani, din 260 ceva de locuri de muncă care au fost pe bază de patent, au rămas 108 persoane. Și între aceste 108 sunt careva care activează, care se ocupă cu frizeriile. Și atunci la cine aduc ei? La cei care au mai rămas jumătate dintre aceștia care sunt la pensie, pleacă, că n-o să utilizeze aparatele de casă și control și restul o să fie nevoit să închidă de atât că n-o să reziste la presiunea care o să fie din partea că o să trebuiască să mărească dintr-o dată și taxa de piață și restul acelea. Și n-o să existe posibilitatea de activa. Ministrul a menționat despre subvenționarea plăților pentru procurarea aparatului de casă, dar și altor facilități pentru ca tranziția să fie mai ușoară. Astfel am ajuns la un pachet de susținere pe care îl știți foarte bine. În primul rând, aparatul de casă se subvenționează de stat, grant de 10.000 de lei și inclusiv alte costuri de fapt de tranziție. Într-al doilea rând, activitatea independentă pe care le propunem este probabil cel mai atractiv regim din regiune, cel puțin 1% din vânzări, fără niciun fel de raport fiscal, fără niciun fel de evidență contabilă, fără niciun fel de necesitate de a înregistra un SRL sau ceva. Tot asta dispare începând cu mâine, pentru că vrem ca oamenii aceștia să continue să lucreze. Dar sunt lucruri pe care nu le putem face și asta înseamnă, de exemplu, să perpetuăm o activitate improprie și activitatea în bază de patentă pentru comerțul interior este pur și simplu improprie. Dumitru Alaiba a menționat că la întâlnire s-a discutat pe tonuri ridicate. El mai denunță implicarea unui partid neconstituțional în organizarea protestelor. Regret foarte mult faptul că s-a decis politizarea acestui subiect. Vedem un partid deja anticonstituțional care a decis să preia această frică a oamenilor și să o transforme într-un efemer dividend politic. Aici eu pur și simplu o să fac apel la oameni să nu se culce în pat cu niște criminali. Și aici o să punem punct la acest subiect. Pentru noi soarta oamenilor este importantă și faptul ca ei să poată să continue să lucreze. Noi nicăieri nu disparem după data de 1 iulie, o să continuăm eforturile noastre de informare.
Anterior, titularii de patente afirmau că alternativa patente de întreprinzător poate fi doar impozitul unic diferențiat, deoarece piețele și volumul de marfă este diferit și nu toți sunt pe același cântar. Patenta de întreprinzător este utilizată în activitățile de comerț cu amănuntul, la tarabete, jghele, tonete, în chioșcuri, pavilioane și din autovehicule. De asemenea, este vorba și despre comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile, autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor. Gestionarii blocurilor împreună cu locatarii acestora vor stabili împreună cum repartizează costurile pentru energia consumată în locurile de uz comun. Modificările vizează apartamentele debranșate de la sistemul centralizat de termoficare și au fost prezentate astăzi de ministrul energiei Victor Parlicov într-o conferință de presă. Cu cât mai mulți consumatori se debranșează, cu atât mai mari sunt costurile energiei termice pentru cei care rămân. Și debranșarea la tot mai mulți consumatori creează un val. Raționamentul sau matematica e foarte simplă. Pierderile de căldură în țevi, ele nu depind de câți consumatori consum. Deci de câți sunt la capătul țevii la consum. Indiferent de ce consum este la capătul țevii, pierderile în țeavă sunt practic identice. Și atunci, cu aceleași pierderi, dacă ai consum mai mare, ponderea pierderilor în consum scade, respectiv scade tariful. În cazul în care gestionarul blocului și localnicii nu vor ajunge la un numitor comun, va fi aplicată formula aprobată de minister. Noi am dat o posibilitate ca gestionarul fondului locativ, pe intern, cu locuitorii blocului, să decide orice altă metodă cum consideră ei că e corect de repartizat căldura între apartamente. Pentru că aici vreau să subliniez, până la urmă, această metodologie este despre repartizarea unui volum măsurat cu contor la bloc, care e pentru întreg blocul, între cei care sunt în bloc. Deci este ca și cum ar fi un joc cu sumă nulă. Deci asta nu înseamnă că dacă cineva a primit o factură mai mare decât el consideră că e justificată, asta înseamnă că undeva în același bloc, deci banii ăștia nu sunt plusul întreprinderii. Banii ăștia nu sunt profitul suplimentar a întreprinderii. Asta înseamnă că altcineva în bloc a plătit mai puțin. Parlicov a menționat că printre modificări se numără și ajustarea formulelor pentru etajul superior și inferior. Vom solicita prin hotărâri de guvern ca operatorii de energie electrică, energie termică și gaze să facă schimb de date cu privire la consumul de energie la un loc de consum. Pentru că noi am văzut cazuri în care în unele apartamente, într-adevăr, da, nu s-a consumat gaz, dar a fost consum de energie electrică care e justificat pentru a menține, deci îi spun că îi se încălzesc cu energie electrică și de asta mențin temperatura în casă, respectiv ei nu trebuie să plătească o pondere mai mare din energia termică care vine total la bloc. În anul 2011 s-a decis că cei care s-au debranșat de la sistemul centralizat de termoficare să contribuie la încălzirea locurilor de uz comun și s-a stabilit un procent mediu pentru locatari. În 2022, Curtea Constituțională a constatat că prevederea este neconstituțională și că nu este corect să fie un procent de plată echivalent pentru toți locatarii și că este nevoie de o metodologie de repartizare mai echitabilă. Ucraina și alte țări candidate la aderare la Uniunea Europeană au informat Consiliul UE despre intențiile sale de a se alătura regimului de sancțiuni ce ține de încercările de destabilizare a Republicii Moldova. Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Ucraina și Bosnia și Herțegovina, state candidate la aderare, precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, țări membre ale spațiului economic european, se aliniază la decizia Consiliului European de a sancționa persoanele care au participat la acte de subminare a suveranității și independenței Republicii Moldova. Pe 28 iunie și Elveția a adoptat sancțiuni financiare și restricții de călătorie în privința a 5 persoane în legătură cu situația din Republica Moldova, sancționate anterior de UE. Este vorba de Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Marina Tauber, Gheorghe Cavcaliuc și Igor Ceaica. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce părere au că tot mai multe state impun sancțiuni în privința lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Cior, Marinei Tauber și lui Gheorghe Cavcaliuc pentru tentativă de destabilizare în Republica Moldova. Părere bună, bine că sancționează, dar cu ce se va termina toată runda asta de sancționări? Asta e, așteptăm de acum de ani de zile.
este timpul ca ei să-și primească pedeapsa meritată. E foarte bine. Aici tătesc trebuie de mult închiși, pentru că ei fac toată destabilizarea în țară, niște bandiți care conduc țara din străinătate. Eu numai pozitiv mă atât în față de momentul ăsta și am vrut să niște măsuri mai strict, nu știu ce ar face cu ei, ca să-i aduc în țară și să-i judece. Asta nu e drept, eu cred că așa. Dacă pe așa plec pe un partid ușor, au ales poporul, de ce nu? Îmi pare bine că fac chestia asta, dar nu știu de ce la noi statul întârzie să-i pună la locul care trebuie. E de-a mai timp, atâția ani au trecut și ei tot se plimbă fără nicio... și noi aici plângem. Cum credeți, ar mai putea ei destabiliza situația din Republica Moldova? Da, ei o fac asta. De-al de Căvcăliuc, Platon, Plăcutniuc. Plăcutniuc parcă e mai retras, dar aici oamenii lui lucrează. În orice caz ori încerca, precis. Având bani, da. Au cu ce destabiliza? Banii destabilizează situația noi în țară. Politicul este plătit, acela care se află în opoziție, ca să lupte cu Maia Sandu și PAS. Probabil că direct nu, dar indirect cred că se implică mult. Fiindcă situația din țară vorbește despre diverse influențe și asta e mai trist un pic. Ce înțelegeți dumneavoastră prin destabilizarea situației? Deci ei fac tot posibil ca să dea guvernul jos, prezidenția, să pui mâna putere ca rușii să poată cât de cât intra Ucraina pe Moldova. Se destabilizează situația să se facă tot posibilul ca să nu ne ducem noi în Uniunea Europeană. Și ei dau și bani pentru asta și găsesc bani și timp, necătând la cei că au război și trebuie cheltuieli, dar din Moldova nu uită. Ce segment al societății susține aceste destabilizări? Persoanele neinformate, sau mai bine zis rău informate, care se uită la emisiuni la orizontul ușor, să zicem într-un fel că permanent și cu asta și sunt influențați de mass media rusească. Susțină cei care au ce pierde. Cei care au lucrat în sistemul vechi cu persoane corupte și evident că ei au ce pierde pentru că au lucrat nu degeaba, au luat mită, au bogății, au imobile, au mașini de lux și așa mai departe. Și ei, în primul rând, sunt cointeresați ca să nu avem o schimbare reală în societate. Am văzut protestele lor, cine vin, știm din sat, eu din sat știu din sat cine sunt organizatori, cine vin. E, oameni care ei se vând pe bani. Oamenii cred că tot îți de Plăhătniuc, tot needucați, tot să furi, să distrăme țara, să ne facă rău în țară. În primul rând, cei care sunt venetici. În al doilea rând, cei care sunt primitivi, nu gândesc, nu analizează și nu știu în ce lume trăiesc și nu știu cum ar trebui să fie poate ziua de mâine. Sau au o mentalitate sovietică de care nu se pot debarasa. Pe cine ar avantaja o Moldovă destabilizată? Pe Rusia. Nimeni nu avantaja o Moldovă destabilizată. Noi dorim să intrăm în Uniunea Europeană și dacă dorim să intrăm, trebuie să fie o stabilitate oarecare în țară. Dar dacă toți coinuilenii, Ponegrescu, uitați-vă pe Maia Sandu, Ponegrește Platonu, Ponegrește, avem și noi un președinte care merită orice atenție, cu verticalitate. Din păcate, toți ăștia o Ponegresc din astea, cu fake-uri. E clar pe cine? Pe vecinul de la Est, nu știu dacă e vecin cu Ucraina, care și-a atâsat război și îl duci până astăzi. Pe cei care nu ne iubesc, în primul rând, Rusia, găgăuzii și toți ceilalți care nu ne agrează, nu ne acceptă și își impun punctul lor de vedere, dorințele lor, solicitările lor aberante. Cei care trag spre Rusia și sunt aici, special sunt aici, în Republică, veniți,
ca să facă lucrul ăsta. Anul trecut, 40% din copiii din mediul rural se aflau în sărăcie, iar aproximativ 30% din populația Republicii Moldova are nevoie de asistență socială. Datele au fost prezentate de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, invitat la emisiunea Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Potrivit lui, cea mai bună formă de protecție socială este oferirea unui loc de muncă, iar în acest sens sunt implementate mai multe reforme. Cifrele arată că aproximativ 30% din populația Republicii Moldova se află sub pragul de sărăcie. Putem spune că aproximativ acesta este numărul de persoane care au nevoie de o formă sau alta de asistență socială. Dar crezul meu și a guvernului din care fac parte este că cea mai bună formă de protecție este un loc de muncă. Deci, ceea ce facem noi este că toate persoanele din Republica Moldova care au cât de cât capacitate să muncească, trebuie să muncească și trebuie să fie încurajate să muncească, pentru că asta este unica formă adecvată și sustenabilă de a ajuta o persoană sau o familie. Potrivit ministrului Muncii, persoanele care au statut de șomer, adică sunt apte de muncă și beneficiază de ajutor social, sunt încurajate prin diferite metode să-și găsească un loc de muncă sau vor pierde aceste prestații. Spre exemplu, dacă acestor persoane li se oferă două oferte de muncă sau măsuri active și acestea le refuză, aceste persoane vor pierde ajutorul social. Dacă pe o perioadă mai lungă de 6 luni de când beneficiază de ajutor social nu au reușit să-și găsească un loc de muncă, treptat cu fiecare lună, valoarea acestui ajutor se reduce cu 20%, după luna 10 se reduce cu 40%, iar în luna 12 deci acest drept este închis. În luna martie a anului curent, în Republica Moldova existau aproximativ 11.000 de persoane care beneficiau de ajutor social și aveau statut de șomer. În luna mai, deja avem cu 4.600 de persoane, mai puțin. Deci, într-o perioadă de 3 luni de zile, 4.600 de persoane deja nu mai beneficiază de acest drept. Alexei Buzu spune că acum pensia minimă este de 2.620 de lei, iar statul încearcă să identifice resurse pentru a o majora. Pensia minimă este de 2.620. Da, iar în anul 2021 era de aproximativ 1.200. Iarăși, vreau să fiu înțeles corect. Faptul că noi am crescut pensiile prin diferite modalități nu înseamnă că pensiile la momentul dat asigură un nivel demn de viață pentru pensionari. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne asigurăm că pensiile trebuie să crească și mai mult, sistem de pensii trebuie să fie, dar noi le-am crescut. La sfârșitul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat lansarea reformei sistemului de asistență socială. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, fiecare al patrulea copil se află în sărăcie, iar fiecare al treilea copil din zonele rurale este într-o familie săracă. Arcașul Dan Olaru este primul sportiv moldovean care s-a calificat la cea mai cunoscută și importantă competiție sportivă mondială, Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Se întâmplă după ce s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Europene din Polonia. Astfel, potrivit Ministerului Educației, Dan Olaru a marcat un moment de cotitură pentru sportul moldovenesc. Este o confirmare a talentului lui Olaru, al muncii asiduie și a determinării neînfricate de a-și îndeplini visurile. Acest succes nu a venit de unul singur, ci a fost posibil datorită dedicației și ghiderii iscusite a antrenoarei sale Irina Ceacanova, antrenoare emerită a Republicii Moldova, care a fost un pilon de sprijin constant pentru Dan. A scris Ministerul Educației și Cercetării. Dan Olaru a reprezentat Moldova pentru prima dată la Jocurile Olimpice de vară din 2012, participând la proba de individual masculin. Atunci, Dan a fost cel mai tânăr sportiv din lotul național și poartă drapelul Moldovei. Născut după război în satul Speia, raionul Anenii Noi, Ștefan Baltag, sau Badea Ștefan, așa cum ne-a rugat să-i spunem, a avut o copilărie grea, dar interesantă, printre ramuri de lozie. Tatăl său mânuia lozia cu dibăcie și tot încerca să-l învețe și pe Ștefănică să poată împlăti coșuri. Lipsit până atunci de interes pentru meșteșugărit, ajuns la pensie, Ștefan Baltag a devenit unul dintre cei mai cunoscuți meșteri populari la împlătit coșuri din lozie din raionul Anenii Noi. Bărbatul spune că pe sezon poate meșteșugări și 100 de unități.
ținând minte de pe tăticul meu, Dumnezeu să-l ierte, el îmi propune, știi, pănică, reține ceva, pentru că trebuie, dar nietul și nu-i trebuie. Îmi place ca ceva să lucrez. Iarna, părintele meu, el împletea coșuri pentru dânsul, gospodăria lui. Poamă, cartofi, toți legumele care le strângea, le păstra în coșuri. Ștefan Baltag a absolvit 8 clase în satul natal, apoi a studiat la Colegiul de Educație Fizică și Sport, iar pentru că voia să aibă studii superioare, a finalizat și Facultatea de Educație Fizică la Universitatea Ion Creangă din Chișinău. 45 de ani i-a dedicat pedagogiei, fiind profesor de educație fizică. Îi plăcea să muncească, nu-și imagina ieșirea la pensie decât tot muncind. Astfel și-a amintit de vorbele tatălui și de pasiunea pe care o avea, confecționarea coșurilor din ramuri de lozie. La început totul îi se părea imposibil, dar meșteșugărind zilnic, mâinile au prins firul. Lozia eu colectez pe malul Nistru. Cel care știe, lozia se curăță în fiecare an cu vița de vie. Și cei care are un an de zile este bună pentru lucru. Se colectează în luna decembrie. În sfârșitul noiembrie, decembrie și se curăță, se pregătește pentru a împleti un coș foarte migălos, pentru că trebuie curățit orice mugure, orice crânguț trebuie curățit și de pregătit. Badă Ștefan spune că mulți cred că a împleti un coș este floare la ureche. Realitatea este alta. Când se strânge lozia, cum se curăță, metoda de împletire, dar și de realizare a fundului unui coș trebuie știute. O lozie de mai groasă nu se poate împletit un coș mijlociu, numai decât mare. Cu lozia eu încep să o împletesc începând cu luna februarie. Acest mare, care poate încapă și 50-60 kg de poamă, se lucrează numai la împletit o zi întreagă. Cea mai mare motivație pentru Badă Ștefan este aprecierea celor care văd coșurile realizate de el. La piață eu primesc satisfacție că dintr-o sută din cei care mă laudă, poate 10 cumpără, dar 90 m-au lăudat și mi-a plăcut. Îmi spun, mâini de aur și frumos, trebuie să ai răbdare și muncă multă și așa. Eu primesc satisfacție cu asta. Cea care îl ajută la realizarea și comercializarea coșurilor este chiar soția lui. Melania Baltag spune că mai mult îl încurajează cu vorbe bune și face curățenie după ce Badea Ștefan împletește. Am vrut să văd rezultatul. Știți cum, când cineva spune că faci ce, dar rezultatul e la urmă. Și m-am convins că într-adevăr are mâini de aur și am fost de acord mai departe să prelungească lucrul acesta. Un coș împletit din ramuri de lozie poate costa între 250 și 400 de lei, în funcție de dimensiunea acestuia. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram și pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.